Pescarii nu se lasă de pasiunea lor nici în perioada de prohibiție. În urma unor razii efectuate în raioanele Orhei și Râșcani, mai multe persoane s-au ales cu amenzi usturătoare. În nordul țării, verificările au fost efectuate de către polițiștii de frontieră și inspectorii de mediu pe râurile Prut și Ciugur, în preajma localităților Văratic, Duruitoarea Veche, Duruitoarea Nouă și orașul Costești. Astfel, 12 pescari s-au ales cu amenzi de câte 450 de lei. Mai mult, în cadrul razeilor, oamenii legii au ridicat din apele râurilor și 10 plase monofilament cu lungimea totală de circa 400 de metri. Iar în data de 7 mai, polițiștii raionului Orhei au inițiat verificări similare pe râul Nistru, între satele Lopatna și Vișcăuți. Oamenii legii au ridicat din apele fluviului 12 plase de pescuit cu lungimea totală de aproximativ 600 de metri. Totodată au fost identificate și 8 capcane pentru raci. La moment, forțele de ordine întreprind toate măsurile pentru a identifica persoanele ce le-au instalat ilegal. Amintim că până în data de 15 iunie, pescuitul tuturor speciilor de pești din bazinele acvatice naturale este interzis, întrucât ne aflăm în perioada de prohibiție.